10. Domnul Dan, dă-mi drumul. Ziua și bine ați venit la Festivalul de Colinde și Tradiții aici la Dofteana. Festival care sub genericul din bătrân, din oameni buni. Iată-ne, ne aflăm la Dofteana într-o sală arhiplină. Iar înainte de a începe acest festival, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să ne ridicăm și să ținem un moment de doliu pentru majestatea sa, regele Mihai I. Mulțumesc! Așa cum spuneam în deschidere, suntem la prima ediție a Festivalului de Colinde și Tradiții din Bătrân, din Oameni Buni. Acest festival este organizat de către Primăria Comunei Dofteana, Școala Gimnazială Cucuieț și Asociația Culturală Folclorică Datin Trotușene, care are ca logo Investim în păstrarea datinilor trotușene. Vă rog să aplaudați! Partenerii media acestui festival, mulțumim televiziunii Acum TV, director Dana Lungu, Exclusiv TV, domnului director Eugen Ungureanu, presei care este aici prezentă prin amabilitatea domnului Moraru, Onest Express, și nu în ultimul rând, Radio Luc FM, prin director Moșat Lucita. Ca orice festival, după cum știți, nu poate avea loc fără un juriu. Cu permisiunea dumneavoastră, repede am să prezint și membrii juriului și încep prin membru fondator al Asociației Culturale Folclorice Datin Trotușene, doamna Buhalea Corina. Domnul Nicolae Pârvu, director al Casei de Cultura Sindicatelor Onești. Director al Școlii Gimnaziale Cucuieț, de aici, de la dumneavoastră, Sorina Gâtu. Mulțumim. Doamnei director Acum TV, Dana Lungu. Mulțumim. Și nu în ultimul rând, președintelui acestui festival, președintele juriului,
doamna Mușat Lucica, președinte al Asociației Culturale Cantores Anime din Târgu Ocna. Mulțumim tuturor! Ca dumneavoastră să vă auziți foarte bine, dați-mi voie să mulțumesc și celui care va sta la sunet, domnul Dan Popoiu. Mulțumim! Invit în aplauzele dumneavoastră să deschidem acest festival pe domnul primar Bujor Ion și pe doamna Ioan, scuzați, și pe doamna vicepreședinte al Asociației Culturale Folclorice Date Trotușene, doamna Sorina Gâtu. Vreau să vă spun că domnul primar Bujor Ioan este un susținător al tradițiilor românești și iată că, datorită lui, acest proiect a prins viață. Mulțumim, domnule primar! Un festival care l-a susținut moral și nu numai, dar mai ales financiar. Mulțumim încă o dată! Vă dau cuvânt. Da. Bună ziua și bine ați venit în Comuna Dofteana din județul Bacău. Salut prezența tuturor celor care s-au implicat pentru ca acest festival să fie la prima ediție și să prindă un contur bun, iar de acum încolo noi să ne implicăm de așa natură să fie mult mai multe persoane, mult mai mulți copii și mult mai mulți care se vor implica atât la nivel județean cât și la nivel național. În calitate de reprezentant al comunității din Dofteana, în calitate de primar, vreau să aduc cuvinte de mulțumire celor ce au organizat astăzi date și obiceiuri la noi în localitate, domnul profesor și doamna profesoară Gâtu, care le aduc sincere aplauze atât din partea mea cât probabil și din partea dumneavoastră. Sunt un susținător a ceea ce se numește date și obiceiuri de iarnă, de Crăciun și de Anul Nou. Drept dovadă vă invit pe dumneavoastră pe data de 31 decembrie a fiecărui an pe scena din localitatea noastră, aici în fața Unității Administrative Teritoriale, unde timp de 4-5 ore ne desfășurăm activitatea, iar Consiliul Local are un mare merit. Agenții economici au un mare merit, întrucât au sponsorizat de fiecare dată pentru a putea să dăm acelor ce se implică un mic premiu. N-aș vrea să mă lungesc mult, decât să vă spun, vă doresc atât eu cât și Consiliul Local mult succes astăzi. Poate nu voi sta până la sfârșit, dar voi veni la premiere, să nu gândească cineva că voi influența cu ceva juriu. Vă doresc mult succes și vă mulțumesc că ați acceptat ca prima ediție să aibă loc în localitatea noastră. Succes! Trebuie să recunosc că am mari emoții, cu toate că ne pregătim de atâta vreme pentru ziua de astăzi. Vă urăm în primul rând un bun venit în comuna noastră. Așa cum a spus și domnul primar, zona noastră reprezintă o puternică zonă folclorică, deci comuna reprezintă o puternică zonă folclorică. Veți vedea astăzi, dacă veți rezista și să stați până la sfârșitul spectacolului, tradițiile din comuna noastră sunt cunoscute și recunoscute. Am dorit ca prin acest festival să aducem încă o dată în prim plan ceea ce noi moștenim de la strămoșii noștri. Obiceiuri de anul nou deosebite, colindele și nu numai legate de Crăciun, de nașterea Domnului. De aceea ne dorim din tot sufletul ca tot ceea ce se va prezenta astăzi să fie un impuls pentru cei care vin după noi, pentru voi copii, să duceți mai departe ceea ce moștenim de la bunici, de la străbunici și să nu pierdem frumusețea acestor obiceiuri pe care noi românii le avem. Venim astăzi cu mare drag
M-am uitat la toți cei care ați intrat astăzi în sală și nu venea să cred cât de frumoși și de reprezentativi sunteți pentru școlile de unde veniți. Ne bucurăm tare mult că ați răspuns invitației noastre. Fiind prima ediție, sperăm să fie acel început pe care ne-l dorim să se continue de-a lungul multor ani de acum încolo. Vă așteptăm să fiți alături de noi și în anii următori și să nu uităm niciodată românismul nostru, să-l ducem pe cât putem mai mult mai departe. Mulțumesc, dragi colegi, că v-ați implicat și că sunteți lângă noi astăzi. Îmi închei discursul meu de început prin a mulțumi domnului primar, doamnei viceprimar, Consiliului Local, care ne-au sprijinit din toate punctele de vedere. Au fost alături de noi de la bun început și de fiecare dată îi simțim alături de noi atunci când dorim ca despre comuna noastră să se audă ceea ce trebuie să se audă. Că avem talente, că avem oameni doritori și iubitori de folclor și dorim să transmitem aceste lucruri și altora. Mulțumim, domnule primar, încă o dată. Da, mulțumim domnului primar și doamnei președinte a festivalului. Vă rog să-i aplaudați încă o dată. Merită. Au depus toate eforturile ca dumneavoastră să vă prezentați și să fiți astăzi aici, în această zi frumoasă. Și iată, dăm drumul acestui festival cu acești copii minunați pe care îi vedeți în față. Ei reprezintă grădinița cu program prelungit Piticot din Târgu Ocna, coordonați de învățătorii Ghibilic Liliana Florentina și Ungureanu Andreea Maricica. Da. Vă rog să-i aplaudați și onorat juriu, avem secțiunea tradiții, categoria de vârstă 4-6 ani. Ei ne vor interpreta Capra și Ursul. Capra va fi la grupul de elevi, iar Ursul va fi preșcolarii grupei mari. Vă rog să-i aplaudați și mult succes! Se pregătește Imbriatelia. Thank you.
schimbă copiii pentru momentul următor. Invit în aplauzele dumneavoastră pe Imbrea Delia, categoria de vârstă 9 ani. Ne va interpreta un colind, poveste de Crăciun, profesor coordonator Păscălin Nicoleta. O aștept aici, în față. Păscălin Nicoleta, profesor coordonator, ne va interpreta colindul Poveste de Crăciun. Categoria de vârstă 9 ani. Vă rog să aplaudați. Tofteana. Succes! Aplauzele dumneavoastră, din nou copiii de la grădinița cu program prelungit Piticot din Târgu Ocna, pentru a ne prezenta ursul. Categoria de vârstă 6-9 ani, 4-6 ani, mă scuzați, de la Târgu Ocna.
Se pregătește rusul Maia și rusul Crina de la Dofteana. Se pregătesc după copii. Ah!
fost minunați. Mulțumim și doamnelor educatoare care se ocupă de acești copii minunați și vă așteptăm cu drag și la anul. În aplauzele dumneavoastră, invit alături de mine, aici pe scenă, pe Rusu Maia și Rusu Crina. Iată-le, vă rog să le aplaudați. Ele, categoria de vârstă 9 ani, profesor coordonator Păscălin Nicoleta și Mazilu Genovica. Imediat te ajut eu. Ei vin de aici, de la dumneavoastră, din Dofteana, de la școala Scarlat Login, din Dofteana. Și cu permisiunea dumneavoastră, îi rog să se pregătească elevii de la școala din localitatea Pustiana, comuna Pârjol, județul Bacău. Să se pregătească. Mult succes!